La numai 18 ani a reușit o performanță fără precedent pentru zona de sud-est a României. Premiera îi aparține Anei Zahiu, elevă în clasa 12-a la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din Ploiești, care a câștigat medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Filozofie, organizată în această lună în Estonia. A reușit să se impună în fața peste 80 de concurenți veniți din 39 de state ale lumii, printr-un concept original, dar și printr-o pregătire asiduă, care a început în toamna anului trecut. Am avut o abordare oarecum literară, în sensul în care am pornit de la opera lui Goethe. Am încercat să demonstrez puțin despre felul în care ființa umană se metamorfozează și parcurge anumite etape în devenirea personală. Am încercat să contraargumentez puțin ideea de predestinare și de destin și în ciuda faptului că am avut un filozof chinez, Zhuang Zi, am încercat să aduc perspectiva continentală, este europeană, și asta i s-a părut oarecum original în peisajul competiției. Este o premieră în zona Munteniei de Sud-Est, această performanță școlară. Eu sper să fie, nu știu, o deschidere, să fie o inițiere pe un drum deosebit, pentru că filozofia, nu știu, percepția filozofiei, de fapt, este una ușor, cum să vă spun, confuză. Este percepută ca o materie dificilă. Dincolo de performanța școlară, tânăra susține că și-a făcut o serie de prieteni printre competitori pe care speră să-i reîntâlnească la vară, când va pleca într-un tur al Europei. În privința unei cariere de succes pe care filozofia i-ar asigura-o în România, aici lucrurile sunt cu semnul întrebării. Ce carieră ți oferă filozofia aici în România? Într-adevăr, asta e întrebare care te încuie oarecum. Cred că îți oferă niște oportunități academice în primul rând și în al doilea rând o deschidere către orice altceva. Plănuiesc să urmez o carieră în diplomație, așa că după facultatea de filozofie vreau să fac un master pe științe politice sau pe relații economice internaționale undeva în Franța, probabil. Pentru performanța sa, Ana va primi din partea Ministerului Educației 2500 de lei, aceeași sumă revenind și profesorului care a pregătit-o, precum și școlii unde învață olimpica.